Prea mărit să fie numele Domnului. Amen. Acum ați mâncat și croasante și toate astea, trebuie să să fiți tari și plini de voie bună. Și a și cântat că Dumnezeu i tăria noastră, ne dă și putere, prea pe Domnul, zic încă o dată, mărit să fie Domnul. Amen. Așa. Noi suntem chemați să în biserica, biserică. În Am salm se spunea, casa lui Aron să zică, familia lui Levi să zică, poporul Israel să zică și noi trebuie să o motivăm. Știți că și noi o să contribuiți cu ceva, nu doar cu statul pe bancă, și cu aminul dumneavoastră, ca să nu-i spre slava unui om care în față. Americanii au alt stil, bat din palme. Eu nu sunt de acord bătut din palme, că nu avem noi nevoie de clamele nimănuia și uneori facem o confuzie între plavele să pentru mine sau pentru altul. Dar noi când spunem preamărit să fie Domnul, tot poporul să zică, lăudat să fie Iisus. Dragii mei, Deschidem Sfânta Carte la Evrei, capitolul 2, pagina în Scriptură 1175. Evrei, capitolul 2, citim primele patru versete. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit ca să nu fim depărtați de ele. Căci, dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa, Amin. Vă invit cu respect să le ocupați locurile. Dragi tineri, scumpă biserică, iubiți oameni al lui Dumnezeu, ne bucurăm și în această seară să putem fi în prezența Cuvântului Sfânt și să învățăm împreună din Cuvântul lui Dumnezeu. Ne bucurăm că până aici, împreună cu dumneavoastră, în frumoasa părtășie care am avut, am avut un timp în care am putut să lăudăm pe Domnul, să ne închinăm înaintea Domnului, să părtășim împreună și dorim și în această seară să învățăm linia acestei tematici care ați ales-o despre unitatea care Dumnezeu o vrea în biserică. Aseară am discutat că Dumnezeu vrea să luptăm împreună, realizând cu toții că avem nevoie unii de alții. Fiecare își are locul lui în adunare și nimeni nu este dat afară. Pentru fiecare Dumnezeu împarte felurite daruri și fiecare primește măcar un dar, pentru că Biblia spune fiecare să slăască Domnului după darul pe care l-a primit. Unul, unul, alții doi, alții cinci, alții zece, la fiecare cum a împărțit Dumnezeu. Nu sunt mai speciale care au mai multe, cea mai multă responsabilitate și cu atât mai mult este necesar să slujească cu fiecare. Dar dacă eu am măcar unul, cu acel unul, va trebui să laud, să-l slăvesc pe Dumnezeu. Și în sensul acesta vrem să învățăm că toți avem nevoie unii de ceilalți cei tineri de bătrâni, bătrânii de tineri și toți la oaltă împodobiți cu smerenie să primim har din partea lui Dumnezeu. Am văzut că în contextul experiențelor avute cu Dumnezeu, generația care merge înaintea noastră, au întâlnit pe Domnul într-un mod mai profund în care noi până acum nu că Dumnezeu n-a vrut, n-am avut încă de ajuns timp să-l cunoaștem pe Dumnezeu atât de mult ca cei care mai devreme au avut mai mult timp, uh, au avut avantajul că au furat start, au, deveni, au început mai devreme ca și noi. Noi în sol să începem după anii care avem. Și atunci, acum în experiența în care noi mergem, vom învăța și noi despre Dumnezeu, vom prinde și noi din nuanțele despre Dumnezeu, dar în timpul acesta, stând sub tutela lor, învățăm împreună ce vrea Dumnezeu. Limitele care se impun în adunare nu sunt ca să subjugăm pe cineva. Apostolul Petru, încă în pasajul care a fost folosit pentru tema noastră din capitolul 5, spunea chiar la început despre felul în care păstorii, slujitorii, cei ce supraveghează Biserica, vor trebui să se raporteze la Biserică. Nu ca și cum ar fi căzut la împărțială o turmă, nu ca unii care stăpâniți peste turmă, ci dându-vă pildă turmei, adică noi împreună, dragii mei, suntem toți egali în sensul Dumnezeu ne-a mântuit la fel prin Domnul Hristos, aceeași mântuire se acordă și nouă ca și celorlalți, dar în nevoia sau în chemarea slujirii, statutul diferă vis-a-vis -vis de responsabilitățile care Dumnezeu le dă. Și atunci, în contextul acesta, slujitorii, nu că sunt mai speciali, sunt mai responsabili și vor trebui să vegheze cu atenție să slujească biserica dând o linie corectă și înseși făcându-se pildă turmei. Apostolul Pavel spunea foarte frumos, ce ați văzut în mine, ce ați auzit de la mine, faceți și voi și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Asta înseamnă să te dai pildă turmei, nu doar că predicăm. În România era o vorbă, fă ce spune popa, nu ce face popa. Și asta e mare jignire. Adică noi nu spunem, faceți așa că vrea Domnul și noi facem cum vrem noi. Noi trebuie toți să trăim în cuvântul lui Dumnezeu, Doamne ajută la aceasta. Noi avem o expresie în limba engleză, nobody is above the law. Nimeni nu iese deasupra legii. Nimeni, toți ne încadrăm, până și judecătorul care, dacă vreți, gestionează legea și el se încadrează sub tutela legii. Toți ne raportăm la legea lui Dumnezeu. Și atunci se trasează, dacă vreți, niște garduri de protecție în perimetrul cărora noi trebuie să rămânem ca și Biserica lui Hristos. Ca și tineret ne supunem celor mai în vârstă, respectându-i, cum se spunea mai devreme, ca să rămânem în binecuvântarea și în protecția care Dumnezeu o are pentru noi. În timp ce vom crește, vom experimenta tot mai mult cu Dumnezeu, vom realiza că Dumnezeu asta vrea de la noi. Spuneam de mai multe ori, am ajuns, dacă vreți, mai conservator în gândire, nu pentru că am avut mentori care au fost conservatori, pentru că eu personal am avut experiențe cu Dumnezeu care m-au învățat și mi-au arătat că Dumnezeu este sfânt cu adevărat și vrea sfințenie totală. Era mai tânăr, măcar că și acum sunt tânăr, dar eram mai tânăr ca acum, eram în facultate și eram tare prins de patima filmelor. Am văzut și zic spre rușinea mea prea multe filme. Nu lucruri cine știe ce, că de comedie să râd, să mă mai relaxez după prea multele studii făcute la facultate. Și mai îmi plăcea pe lângă aceasta muzica, zicem noi ușoară, muzica din lume. Nu totdeauna, dar așa din când în când mai ascultam. Îmi place muzica foarte mult ori de câte ori asculteam câte o cântar din astea mai interesantă, la nivel de duh venea Duhul Sfânt și îmi spunea versetul 1 din psalmul 45, lauda mea este pentru împăratul. Și întrebarea care mi-o punea Duhul Sfânt în minte era aceasta, cum poți să spui că lauda este pentru împăratul când tu cânti cântări care nu sunt al lui Dumnezeu? Mă pocăiam, Doamne, iartă-mă, nu-i bine, mă, mă pocăiesc, mă pocăiesc. Treceau două, trei zile și iar ascultam și iar aceeași voce venea, Salmul 45 cu 1, cum poți să spui că lauda pentru împăratul? Și iar mă pocăiam și a ciclu acesta care de multe ori ne prinde pe mulți, ciclul vicios îl numim noi, ne pocăim azi, ne pocăim mâine și tot ne tot pocăim. E la fel și cu filmele, știam că nu-i cel mai recomandat, dar unde scrie în Biblie că n-ai voie să te la un singur film, acum care mare problemă. Și pe fondul acesta, dragi mei, am dus așa o luptă în care vroiam să-l suges pe Domnul, dar mai aveam și o contextul acesta al vieții mele, în care mai îmi i-am anumite prea mari libertăți. Până într-o zi când Dumnezeu, ca un tată bun care a vrut să mă ajute să fiu pocăit cum trebuie, a intrat el la judecată cu mine. Că Biblia spune în Evrei, capitolul 12, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit ca să ne crească mari, tineri, frumoși și cuminți, Dumnezeu ca tată nu-i drept să ne pedepsească, să ne corecteze și încă noi să-i dăm cinstea ca și tată al nostru și Dumnezeu face aceasta ca să ne salveze. Și-a îngăduit Dumnezeu o stare de anxietate, dacă vreți, de boală, la nivel de minte, de gândire, de duh, încât o săptămână, o, lună de zile, n-am putut să dorm, n-am mâncat, n-am, de-abia, de-abia mi-am dus zilele acelea. Am zis, nici celui mai mare vrășmaș al meu ne-aș să treacă pe unde am trecut. Nici medical n-am putut să fiu ajutat. Eu știam de unde vine. În zilele acelea m-am mărturisit de tot ce mi-am dus aminte din copilărie. Dacă aveam 5 ani și atunci, Doamne, ia-mi de artă șuria aia. M-am dus, m-am mărturisit cu frații slujitori, i-am rugat să se roage pentru mine și Dumnezeu în har lui s-a atins și m-a vindecat după aceea. Dar vreau să vă spun că din momentul acela mi-a schimbat viața diametral. Lucru care eu gândeam că nu sunt chiar așa de păcătoase, le-am văzut ca și păcătoase. Nu cumva să supăr pe Dumnezeu. Așa un filtru fin a intrat în mine, că măcar că lucram pentru domeniul meu profesional pe computer, mi-a fost frică să deschid computerul două săptămâni. Ca nu cumva să fi supărat pe Dumnezeu numai că l-am deschis. Și noi spuneți ăsta chiar că și pierd dumințele. Dar, dragii mei, asta înseamnă când încep să te întâlnești cu Dumnezeu. E prea sfânt Dumnezeu. Noi nu avem idee cât de sfânt este Dumnezeu. Noi cântăm despre Sfințenia Lui, vorbim despre Sfințenia Lui, dar în momentul când te întâlnești cu Sfințenia Lui Dumnezeu, cu atunci îți dai seama cât de mic ești tu și cât de mare este Domnul. Amintiți-vă că un proroc mare din Sfânta Scriptură este supranumit Evanghelistul Vechiului Testament. Prorocul Isaia se întâlnește cu Dumnezeu într-un mod profund, în Isaia 6. Ne spune că atunci când a murit împăratul, atunci s-a ridicat acel blestem al, al, leprei care venise peste el. Și în anul acela am văzut în templu coborând slava lui Dumnezeu, îngerii strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, tot templul se cutremura de slava Domnului și Isaia exclamă, ăsta e Domnul meu, așa zice, mă întâlnesc cu Domnul, mărit să fie el, asta spune Isaia. Vai de mine, sunt un om cu buze necurate în mijlocul unui popor cu buze necurate. Dar Isaia era proroc. El spunea cuvintele Domnului, el prorocea. Cum de s-o văzut așa? Pentru că întâlnirea cu Dumnezeu îți schimbă viața într-un mod diametral. De aceea, când cineva spune, m-am întâlnit cu Domnul, dacă nu se vede schimbarea și roada pocăinței, eu mă întreb dacă cu adevărat ne-am întâlnit cu Domnul sau doar am avut un moment de cercetare când i-am simțit prezența. Este o mare diferență. Spunea foarte frumos, ca un exemplu, fratele pastor Paul Washer din America, predicând la o conferință de tineret. Dacă aș fi întârziat venind la voi două ore. Și fugeam peste ei spunând: Vă rog să mă iertați, m-ați așteptat, dar asta, ei, venind înspre voi cu mașina, am a făcut o pană, m-am dat jos pe autostradă să-mi schimb roata, și în timpul acela un tir la 100 la oră m lovit, de aceea am întârziat. Ce ați spune voi? Tu ori ești un mincinos, ori ești nebun. Pentru că nu se poate să te întâlnești cu ceva așa de mare, la așa viteză, și să rămâi neschimbat. Păi dacă te-ar fi lovit un tir la 100 la oră, măcar două urei cât lipseau, două degete, nu se poate să vină cu tirul și să nu fi pățit absolut nimica. Deci dacă te-o lovit tirul, ori erai mort, ori pe lângă aproape, ori tu minți că nu s-a întâmplat așa ceva. E, dragii mei, el spunea foarte bine. Și cum ne permitem să spunem că ne-am întâlnit cu Dumnezeu, care este cu mult mai mare ca orice forță care o vedem noi în lumea aceasta, și rămânem noi ne schimbați. Dacă ne-am întâlnit cu Domnul, viața noastră trebuie să se schimbe, Doamne ajută la aceasta. Și Dumnezeu, în mintea mea, a făcut acea schimbare. Pe linia aceasta, că cumva sunt întrebări, vă adresez acum o mică explicație. Că unii spun, frate, chiar e păcat să te uiți la un film așa de comedie, din când în când, care e păcatul, ca să chiar că poate este prea de tot. Vreau să vă dau un argument logic din Biblie, apoi dumneavoastră judecați cu mintea dumneavoastră că este drept sau nedrept. Cum ziceam, întrebarea e păcat să nu mi-o place. Eu zic altfel, îi potriviță, să, adică te ajută spiritual, așa gestionăm libertățile creștine. Dragii mei, a curvi este un păcat sau nu? Negru pe alb, clar este păcat, da? A minți este păcat? Negru pe alb este păcat. A fura este păcat? Este păcat. A bea te îmbătai, păcat, e păcat. A înjura, e păcat, e păcat. Aici avem argumente biblice. Pot să vă dau N versete care arată fiecare din aceste lucruri. Toate aceste lucruri sunt păcate. Acum, dragii mei, cineva stă și se uită la un film. În filmul acela este un tânăr cu o tânără care sunt îndrăgostiți, merg la o petrecere împreună unde beau și se îmbată. Păcat, e păcat. Apoi, ei vin acasă și, pentru că sunt prea îndrăgostiți, fac lucruri îndrăgostite. Îi păcat? Îi păcat că asta i curvie. Apoi el se supără pe prietenul fost a ei și se bate cu el. Îi păcat? Îi păcat că să scrie în Biblie. Mai și înjură când îl bate. E păcat și aia? Îi păcat și aia. Acum, eu personal n-am făcut așa ceva, dar în momentul când te uiți, te faci părtaș unor lucruri care se întâmplă acolo. Dar frate, dar numai așa, ceva fictiv, nici măcar nu real. Păi da, e o minciună atunci, și pe minciună ai păcat și aia, îi păcat și aia. În psalmul 50 spune astfel, iată ce ai făcut, dacă vezi un hoț, te unești împreună cu el, te unești împreună cu prea preacurvarii, iată ce ai făcut și eu am tăcut, că unii spun, pe care l-o trăznit Dumnezeu că o să o uita la un film, iată ce ai făcut și eu am tăcut, dar, zice mai departe cuvântul Domnului, îți voi pune toate lucrurile Înainte, ți le voi pune în față. o zi când Dumnezeu între el la judecată. Și Dumnezeu nu judecă după standardele noastre, ci după standardele Lui. Și dacă ne jucăm cu moralitatea, cu pocăința, ajungem în probleme cu Dumnezeu. După această explicație, eu vă întreb logic, judecați voi singuri, dacă Biblia încă spunea, îi și rușine să spunem ce fac ei ascuns. Da mai să facem noi ce fac ei ascuns. Ca să nu mai zic că mulți din acești actori, dragii mei, au făcut, dacă vreți, legăminte cu satana. Și așa ceva nu este greu de documentat, ci doar un pic de cercetare va dovedi. Celebrul actor Robin Williams, care a fost foarte renumit pentru actele sale de comedie și filmele de comedie, a murit câțiva ani în urmă prin sinucidere. Acest om spunea, când făcea comedia fiind întrebat, de unde îți vin atâtea idei pe loc? Putea să ia un creion și să te facă să râzi de cădeai pe burtă. De la un singur creion, așa avea o dibăcie cum știi să faci, de unde îți vine viteza asta care operezi? Și el spunea, în momentul când ajung pe scenă, nu pot să-mi explic, parcă o forță vine peste mine și acestea toate îmi vin de undeva. Ei, dragii mei, cine nu este în Dumnezeu, n-are altă alternativă decât să fie sub mâna celui rău, că de altfel toată lumea zace în cel rău. Și ca să ajungă celebrii acești oameni, au ajuns să se inspire din surse demonice, ca să nu mai zic de cântăreții care cântă muzică ușoară și care este mult îndrăgită, în special de generația tânără. O celebră cântăreață dintre acestea care a compus multe cântări pentru alte cântărețe și însă și pentru ea, spunea, eu cred într-o ființă de undeva din cer care este pe invers și care mă inspiră pe mine. Gândiți-vă, dragii mei, care sunt sursele acestor lucruri. Și apoi, noi spunem că suntem al lui Dumnezeu vrem să-L întărătăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El spunea Biblia? Îmi doresc din toată inima Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Judecați voi singur, cum zicea Biblia, dacă este drept să facem astfel de lucruri. Eu m-am întâlnit cu Dumnezeu într-un mod personal în care Dumnezeu mi-a schimbat gândirea și mintea, mi-a schimbat viața, viețuirea și am ajuns să înțeleg cu adevărat că Dumnezeu este Sfânt. Nu pretind că eu am ajuns un super sfânt, mi-aș dori să fiu mai sfânt decât sunt și mă lupt în fiecare zi să devin mai sfânt. Dar, dragii mei, Dumnezeu nu acceptă nimic mai prejos decât de sfințenie totală. Și dacă chemați ca tată pe cel ce este sfânt, Fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, Doamne ajută la aceasta. Din cauza cei cei care au avut experiențe cu Dumnezeu, au pus anumite limite, niște garduri, în nădejdea că în timpul maturizării și creșterii și ceilalți se vor întâlni cu Dumnezeu, vor experimenta cu Dumnezeu și apoi vor spune bune gardurile, parcă erau mai bine mai aproape de noi decât să fie mai departe, să fim mai îngrădiți și mai atenți cu Domnul. Asta se întâmplă pe parcurs de maturizare. Dar totuși mai rămâne o întrebare, și de ce să ascultăm de ăștia care sunt mai în vârstă, de ăștia care sunt mai mari? Mă, nu neapărat bătrân numai decât, că pot să fie părinții dumneavoastră, pot să fie liderii care Dumnezeu i-a pus și sunt poate cu câțiva ani mai mari ca voi, dar prin experiența chemării în lucrarea Domnului și prin experiențele cu Dumnezeu au putut înțelege voia Domnului. De ce să ascultăm de ei? Care ar fi parafa care sigiliază viața mentorului. Și după ce am văzut că avem nevoie unii de alții, după ce am văzut că nu-i voie să mutăm hotarul care Dumnezeu îl pune prin mentorii noștri, aș vrea să învățăm în această seară care este parafa care autentifică viața mentorilor noștri și care le dă credibilitate ca noi să credem că oamenii ăștia cu adevărat vor să ne învețe cuvântul lui Dumnezeu și vorbesc din partea lui Dumnezeu. Spunea în Evrei, în capitolul 2, de aceea. Cuvântul de aceea este un cuvânt de legătură. De aceea de ce? Se leagă cu ceea ce spunea mai devreme. Apropo de acest text, aș vrea să vă întreb, care este cel mai mare apostol din Biblie? Care e cel mai mare apostol? Noi am spune că cel mai mare apostol poate e apostolul Pavel, că a predicat pretutini, a înființat multe biserici. Alții spun că Petru, că era evreu din ala, jet, be jet. Alții spun că Apollo, că era tare în cuvinte și ne plac predicile lui Apollo. Care a fost cel mai mare apostol după Biblie? Cel mai mare apostol a fost Domnul Iisus Hristos. Dar acum adică Iisus a fost Dumnezeu. Da, dar observați ce spune Evrei, capitolul 3, cu versetul 1. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privilele la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus. Apostol înseamnă trimis. Iisus a fost trimis de Dumnezeu și la rândul său, după ce a mântuit, a trimis pe alți apostoli. Și noi înșine suntem trimiși împuterniciți al lui Dumnezeu să chemăm pe oameni la mântuire. De aceea, de aceea se leagă cu ce spunea mai devreme. Și în versetul 1 din capitolul 1 ne spune, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. Apoi ne spune că este oglindirea Slavei mai presus de îngeri, este Fiul lui Dumnezeu de. Aceea. Și acum apare versetul 1 din capitolul 2. De aceea. De aceea pentru că mai devreme a vorbit părinților, înaintașilor noștri prin proroci și apoi acum chiar prin fiul ne-a vorbit nouă, acum apare o avertizare. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit ca să nu fim depărtați de ele. Nouă ni se predică Cuvântul Domnului. Nouă ni se dau sfaturi, nouă Dumnezeu ne aduce multe înștiințări, vorbește prin prorocie, prin vedenii, prin descoperiri, prin cunoștință. Acestea sunt haruri care Dumnezeu le face pentru noi și există un risc mare care apostolul îl observă în, în Cartea evrei, anume riscăm să fim depărtați de ceea ce Dumnezeu vrea pentru noi. A fi depărtat este o analogie pentru acest termen. Adică o barcă care este luată încet, încet de val, stă pe apă și n-a fost ancorată. Așa vine valul încet, încet și cu fluxul apei barca aceea se tot depărtează tot mai tare. Și dacă cumva cineva doarme în barcă, nefiind legată undeva, pe când se trezește, ar putea fi uimit că este mult, mult departe de unde era original. Asta înseamnă a fi depărtați. Asta nu înseamnă deodată te trezești într-o parte opusă, ci încetul cu încetul, micile schimbări, creează mari diferențe în timp. Dacă o rachetă pleacă de pe pământ înspre lună și în momentul lansării sale deviază cu un grad, un grad la o rachetă este ceva nesemnificativ. Dacă un grad în traiectorie deviază, știți cu cât va rata luna? cu 5.000 de kilometri. Un grad aici echivalează 5.000 de kilometri peste lună sau pe lângă lună. Acum, micile schimbări în timp vor da naștere la mari schimbări în traiectoria vieții noastre. Permisivitățile noastre în timp vor crea tot mai mari devieri și într-o zi ne vom trezi că habar nu avem unde am fost și nu ne dăm seama de ce suntem aici, dar nu avem nici punct de referință. De aceea Biblia spunea să nu fim depărtați de ceea ce noi am auzit și am fost învățați. Ceea ce ne poate depărta pe noi este un element din noi. În Evrei, capitolul 3, cu versetul 12. Luați seama, dar fraților, ca nici unul din voi să n-aibă inimă rea și necredincioasă care să vă desparte Dumnezeul cel viu. Acel component al conducerii vieții noastre, nu inima de carne, este, dacă vreți, sufletul nostru, năzuințele, dorințele noastre, nu cumva acelea care tind spre gratificarea și împlinirea poftelor firii, să nu cumva să ne despartă de Dumnezeul care ne cheamă la sfințire. Noi trăim două realități simultan. Noi suntem în, trup în lumea aceasta, interacționând cu lumea din jurul, nostru și aceste elemente ne îmbucură pe noi. Mâncare, abia un suc cu prietenii, o părtășie faină, o plimbare pe malul apei, acestea ne fac să ne simțim bine. Aici este o luptă și a doua este că în Duhul nostru avem voință să fim în prezența lui Dumnezeu. Ne plac părtășile frumoase, ne place momentul acel înălțător când Duhul Sfânt vorbește în rugăciune, astea ne plac. Dar între cele două elemente, cele două lumi, există o luptă asiduă între partea spirituală și partea carnală, și în urma mântuirii, noi suntem chemați să trăim tot mai mult în prezența lui Dumnezeu. Și existența noastră este ca pe lama de cuțit. Adică, trăim în lumea aceasta în împlinirea nevoilor noastre trupești, a mânca, a dormi, cele care sunt necesare pentru trupul nostru, dar în aceeași măsură vrem să împlinim tot mai mult nevoile sufletești, să fim împărtășie cu Domnul, să ne sfințim tot mai mult. Aici este echilibrul nostru și aici se dă toată lupta noastră. Și diavolul caută să ne depărteze tot mai mult de Dumnezeu. De aceea, revin la exemplul de mai devreme, dacă stai și te uiți la un blockbuster de două ore jumate, un film din ăsta făcut la Hollywood, după ce ai închis, te întreb, ai așa o dorință vie să te pui pe genunchi și spui, măriți să fie Domnul? Ai așa o dorință să cânți cântări de laudă? La să parcă, nu știu, o să treacă o oră, două, îmi revin un pic și atunci pot să mă duc și la rugăciune. Parcă nu merge. Sau după o seară faine de rugăciune, când ai stat în prezența Domnului, vorbit Duhul Sfânt, parcă nu-ți arde numai decât să râzi, să glumești chiar așa de ușor. Ești un pic mai sensibilizat. Cu cât mai mult hrănești partea spirituală, cu atât mai tare ești în prezența Domnului. Și cu atât mai mult cu cât hrănești partea carnală, cu atât mai slab devii spiritual. Cele două sunt în inversă proporție. Și trebuie să fim atenți cum luptăm pe făgașul acesta. De aceea, pentru că ne-a vorbit Dumnezeu, pentru că ne-a lăsat doveze netăgăduit, va trebui să ținem lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Și acum auziți, căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă, răsplătire. Aici vorbim despre legea Vechiului Testament. El face o paralelă apostolul între ceea ce s-a întâmplat atunci și ce se întâmplă acum în biserică. Pentru că în vechime, prin proroce a vorbit a părinților noștri, strămoșilor noștri. Și acum, nouă, ne-a vorbit prin Fiul lui Dumnezeu. Dacă lor, când li s-a vestit cuvântul, atunci lor li s-a dat cuvântul și orice abatere a primit o dreaptă răsplătire. Dragii mei, gândiți-vă la faptul că prin Moise Dumnezeu a dat legea, a vorbit cu Dumnezeu, zice Biblia, gură către gură, adică fără să fie cineva între ei, el a auzit literalmente glasul lui Dumnezeu, unicat în istoria omenirii. Afară de Domnul Hristos care era Dumnezeu, Moise a comunicat cu Dumnezeu într-un mod în care îl auzea pe Domnul. Nimeni de atunci până acum n-a mai avut o astfel de experiență. Să-ți vorbească în continuu Dumnezeu, Omul acesta a dat legea primită de la Domnul poporului. I-a învățat ce a vrut Dumnezeu de la ei și prin mâinile lui Dumnezeu a făcut minuni nemaipomenite. Și oamenii aceștia care au avut astfel de experiențe, într-o zi se supără. Pe Moise și pe Domnul. Ne spune Numărul 21, cu versetul 5. Oamenii care au mers pe drum și pe dură Daria au vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise: Pentru ce ne-ați scos din Egipt ca să murim în pustiu? Căci nu ne este nici pâine, nici apă și auziți, Ni s-a scârbit sufletul de hrana aceasta proastă. În fiecare dimineață. Dumnezeu trimitea mana pentru ei, excepție fiind vinerea când trimitea pentru două zile în măsură. Și Dumnezeu trimitea pentru ei mană din cer, pâine din cer. La gust ne spune că era ca o turtă cu miere, foarte plăcută. Un ciocolat torsat, așa, întors foarte bun, era ceva deosebit. Și Dumnezeu din cer trimitea pentru ei asta. Și pe lângă că le dăm fiecare zi de mâncare, răspunsul este, ni s-a scârbit inima de hrana asta proastă. Toată ziua numai din astea aș face o paralelă. Ni se predică de pocăință, de Domnul Hristos, de sfințire și câte unul spune, m-am scârbit de biserica asta, numai pocăință, numai Dumnezeu, numai Duhul Sfânt, nu mai este și altceva, să ne simțim și noi bine, să plecăm acasă mai înveseliți. Și, dragii mei, spunem rană proastă la mana care coboară la Dumnezeu din cer. Oamenii ăștia și-au bătut joc de Domnul. Știți care a fost rezultatul? Dumnezeu a trimis șerpi în focat și muște. Imediat, pentru că au neascultat, a venit pediapsa. Citiți în Vechiul Testament, Cartea Numeri, în Cartea de de câte ori a pedepsit Dumnezeu pentru faptul că nu au ascultat. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri, dat prin Moise, s-a dovedit nescuduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire. Acum auziți, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o? Știți că apostolii care au umblat cu Domnul au transmis mai departe cuvântul lui Dumnezeu, după ei următoarea generație mai departe și din generație în generație cuvântul a ajuns până la noi. Învățătura curată a lăsat-o Dumnezeu în adunare prin cei chemați și care au avut experiențe cu Dumnezeu. Apostolul Pavel, vorbind despre aceasta, spunea în fapte 20 cu 27, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Absolut tot ce m-a învățat Dumnezeu, eu v-am învățat. Asta au făcut apostolii. Ce am primit noi, zicea Ioan, ce am auzit, ce am pipăit cu mâinile noastre, aceia vă vestim și vouă ca părtășia voastră cu noi să fie cu bucurie de plină. Ei, dragii mei, asta a făcut Dumnezeu. Și prin cei care au venit generații din generație, a lăsat Dumnezeu cuvântul său pentru noi. Și acum eu pun o întrebare. Și prin ce avem noi dovadă că oamenii ăștia chiar au vorbit din partea lui Dumnezeu? Și aici apare versetul 4. În timp ce Dumnezeu auziți întăria mărturia lor cu semne, puteri, felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia Sa. Parafa care Dumnezeu a pus-o pe viața celor ce ne-au învățat mai devreme. Harul și darul lui Dumnezeu, chemare la pocăință, a fost manifestarea minunată a lucrării Duhului Sfânt. Acum ascultați-mă foarte bine. Nouă ca pentecostali ne place foarte mult senzaționalul. Ne plac minuni, ne plac întâmplări cu minuni, dar nu uitați că și diavolul poate amăgi prin anumite semne care le face. Nu semnele mântuie, dar semnele care însoțesc cuvântul curat din Biblie, acelea dovedesc că acolo este o lucrare a lui Dumnezeu. De aceea, dacă vă uitați în tiparul Noului Testament, întotdeauna avem predicarea și însoțirea. Predicarea și însoțirea. În Marcu 16 cu versetul 20. Iar ei au plecat și au provăduit pretutindeni, deci predicau. Dumnezeu lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau pe cuvânt. Oriunde se predica Evanghelia, Dumnezeu făcea lucrări și dovedea că ceea ce se predica era de la Dumnezeu. În fapte, capitolul 4, cu versetul 29. Și acum, Doamne, uite la amenințările lor, de putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău cel Sfânt Iisus. Aici e taina. Se predică cuvântul, ni se arată ce vrea Domnul din Biblie și apoi Domnul autentifică prin manifestarea Duhului Sfânt. Nu orice semn e de la Domnul. Dar când semnul ăla însoțește o predicare sănătoasă a cuvântului, chiar de ne place nouă, dacă e din Biblie, acolo vorbim despre o însoțire a lui Dumnezeu. Aceasta este parafa care Dumnezeu a pus pe viața înaintașilor noștri. Și dacă ni s-au părut ciudați bătrânii care ne-au învățat pocăința, că nu-i voi așa, nu-i voi așa, nu-i așa numai nu-i voi nimic, vreau să vă spun că ceea ce a demonstrat că ce făceau ei era în parametrii normali, era faptul că Duhul Sfânt și-a întărit lucrarea prin semne, puteri, lucrări deosebite și prin minuni. Asta a fost parafa. Și în această seară aș vrea să vă dau câteva exemple. Că dacă aș putea, cum ziceam, aș vrea să vă fac geloși, să mai experimentați sau reexperimentați sau să împrospătați părtășia cu Duhul Sfânt. Și îmi doresc din toată inima, între voi, în generația tineră, deosebi să toarne Dumnezeu Duhul Sfânt, să lase daruri și lucrări deosebite care să deosebească și să dovedească că Dumnezeu este prezent în biserica dumneavoastră. Dragii mei, și la noi vorbea Domnul și știu că pe alocuri s-a vorbit, Dumnezeu vrea să facă o lucrare de trezire. Și spunea Domnul, am să încep din rândul tinerilor și chiar din mijlocul lor voi scoate lucrători și proroci pentru împărăția mea. Știți că la noi în adunare s-a împlinit aceasta? Am avut stăruință în săptămâna care a trecut, săptămâna cealaltă, și la noi Dumnezeu a botezat 19 cu Duhul Sfânt. Dragii mei, nu mai avem tineri care să vină la stăruință, că aproape toți dintre tine botezați cu Duhul Sfânt. Au început să vină chiar din ăștia mai micuți, care noi nu chiar i-am fi încuvințat, dar fiind și la rugăciune, și pe eu botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Și încă mai este har și Dumnezeu încă mai vrea să toarne. Dar mai frumos a fost că în timpul stăruinței, cât într spunea, până acum n-am pățit, dar în ochii mei, în timp ce mă rugam, în fața mea, au apărut niște imagini. Uite, era așa, era așa, era așa, erau o din partea lui Dumnezeu. Am primit așa un cuvânt, o științare și lucruri care erau concrete și palpabile. Se vedea că Dumnezeu începe să lucreze. Ăsta e harul lui Dumnezeu și o zic mărit să fie în numele Domnului. Dragii mei, pe ăștia care se par nouă ciudați cu pocăința lor înguste, Dumnezeu i-a însoțit, zice Pavel, zice Apostolul, cu semne, puteri, felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt. Vreau să vă dau câteva exemple ca să vedeți cât de minunat lucrează Dumnezeu. Semnele sunt indicatoare, lucruri care arată înspre ceva. Dovedind, autentificând că lucrează Domnul, un semn arată către ceva. Și vă dau un exemplu. An mai mult în urmă, fratele păstor Vasile Hozan, împreună cu o grupă de slujitori care erau împreună cu el mai tineri, care învățau împreună cu el, erau plecați undeva spre zona Ucrainei. Și după ce au avut un timp de evangelizare acolo, împreună cu oamenii care erau, au ieșit la sapă să-i ajute un pic la lucrul câmpului. Și în timp ce el vorbea oamenilor despre Dumnezeu, un om îi spune, auzi omule, și ce este aia o prorocie? Ce este că-ți vorbește Dumnezeu? Și el spune, haideți să vă arăt. Vedeți cum e pământul crăpat acum? nu ploase de câteva zile bune, la ei și era o secetă foarte mare. Ca să știți ce înseamnă o lucrare a lui Dumnezeu, mâine la ora două se va vedea pe cer un semn foarte mare, iar peste câteva ore va ploua în așa măsură încât nu se mai putea merge pe stradă. Bă, asta da, lucru papabil. A doua zi, ieșind iar la lucru împreună cu oamenii, toți se uitau să vadă pe cer. Se întâmplă ceva? Nu se întâmplă ceva. Exact la timpul indicat, a început să apară așa un fel de nor care era încolăcit, înșerpuit. Nu era ceva natural și normal. Era ceva ciudat pe cer. În câteva minute s-a umplut cerul de nori, au început să plouă așa de tare încât și mașinile au tras din drum că nu mai puteai să vezi pe drum. Dumnezeu a împlinit semnul care s-a dat. Asta înseamnă o manifestare a Duhului Sfânt. De aceea vă spuneam și ieri, dragii mei, nu că suntem împotriva unor cântări noi, nu că suntem împotriva unei lau de la desea lui Dumnezeu, dar de prea multe ori cu ușurință ne place nouă să proclamăm, să declarăm, să luăm fel de fel de cuvinte din astea, care măcar că le spunem, n-au nicio esență în viața noastră. Și cu toate că noi proclamăm și declarăm, tot legați de vicii suntem, tot sub luptă suntem și în urma noastră nu se vede nimic. Și atunci eu mă întreb, îi domnul sau nu-i domnul? Dacă dumnezeu e prezent în viața ta, dacă ceea ce spui de la domnul, manifestarea trebuie să fie pe măsură, eu zic mărit să fie domnul. Și Dumnezeu încă lucrează, dragii mei. Dumnezeu și astăzi încă mai lucrează. Vizavi de aceste experiențe și semne, vreau să vă spun, uitați, Dumnezeu nu face risipă de darurile sale. Nimeni să nu spună, păi dacă chiar e așa, hai fac acum un semn că Dumnezeu nu se joacă cu semnele sale. Irod vrea să-L vadă pe Iisus făcând vreo minune, dar Iisus n-a făcut nicio minune. Când Dumnezeu vrea să ducă pe cineva la pocăință, când îți vorbește inimii tale Dumnezeu, în momentul acela te cheamă, îți autentifică, îți dovedește prin semne concrete ca să vii la pocăință și să n-ai spune nimic de tăgăduit. De aceea, Ceea ce nou ne-a vorbit Domnul, ce am fost noi învățat, a fost dovedit prin manifestări reale a lucrării Duhului Sfânt. Dumnezeu a întărit prin semne. Apoi ne spune că Dumnezeu a întărit prin puteri, dragii mei. Puterile sunt niște lucrări cataclismice, cu un efect cataclismic. Adică așa de profund și de puternic, încât ceva care numai cu adevărat mâna lui Dumnezeu putea să facă. La un moment dat, într-o evangelizare, în ani mai mult în urmă, un frate bătrân vorbea și apoi a să boteze niște oameni în râu. În timp ce el predica Evanghelia, niște oameni s-au urcat pe un pod în apropiere, țipau, îi înjurau și aruncau cu pietre către ei. Bătrânul acesta s-a întristat foarte mult, s-a întors înspre oamenii și a zis așa, să vadă Dumnezeu între mine și voi și El să judece. Și când a tras mâna jos, împreună cu mâna lui deodată, a, s-a rupt podul și a căzut toți în apă la coborârea mâinii sale n-a cerut nimic peste ei decât domnul să vadă ce fac ei și în momentul acela s-a rupt podul eu mă întreb era Dumnezeu acolo că până acum nu s-a rupt podul după aia nu s-a mai rupt podul a fost un moment de manifestare ceva cu adevărat ieșit din comun asta înseamnă puteri Fratele Ilie Puha ne povestea personal această întâmplare, când împreună cu fratele Dumitru Coroamă și mai o grupă de tineri care cântau din partea Moldovei, au plecat bucovinii, plecau împreună într-un turneu prin Europa. Și mergând apoi înspre Grecia, la un moment dat, Zicea el că pe mare, când erau cu feribotul, s-a iscat o furtună foarte mare. El a ieșit afară împreună cu acordionul și a început să cânte pe catarg. Iisus și azi mai umblă pe ape. Și când a terminat cântarea, îi spune fratele Dumitru Coroamă, frate Dumitru, hai și fă aici o rugăciune. Oamenii au crezut că așa sunt nebuni. Mare furtună pe, mare, feribotul se mișca în toate părțile, marinarii ce să intre oamenii într-o să se ascundă, era mare pericol. Și ăștia stau și cânt afară pe catarg. În moment în momentul când fratele Dumitru vine în față, ridică mâine și spune așa, Doamne, Tu care ai creat cerul și pământul, mare și tot ce sunt pe ele, cere în numele Tău să se oprească vântul și ploaia. Și în momentul când o spus așa, pe loc, s-a oprit furtuna, s-a oprit ploaia. Fratele Lili care era prezent, ne-a spus asta persoană împărtășită împreună cu el. În momentul acela s-a oprit furtuna. Niște tineri veniți din Canada, canadieni de origine, i-au întrebat, auzi, ce-o sus vraciu ăla care împreună cu voi? Ce vrăjitor e ăla? Ce-o min... ce făcut ăla? Și el e un om al lui Dumnezeu, numai Dar voi unde mergeți? La biserică? Vrem să venim împreună cu voi. Dar noi vorbim în limba română, no, nu ne pasă. Noi vrem să venim împreună cu voi, că noi așa ceva până acum n-am văzut. Ei, dragii mei, asta înseamnă când Dumnezeu își însoțește cuvântul mărturisit cu semne, cu puteri, cu lucrări deosebite. Și generația care vine dinainte a trăit astfel de experiențe. Și eu îmi doresc, Doamne, mai lasă astfel de experiențe. Și generația care vine și care-i flămândă după lucrarea Domnului să-și onoreze Dumnezeu lucrarea, mai lăsând lucrări și semne și minuni în poporul său. Doamne, ajută la aceasta! Amen. Și dacă voi nu sunteți doritori, să știți că are Dumnezeu la cine să dea. La noi în adunare, fiindcă suntem o biserică pendicosală, facem stăruință, ne rugăm după Duhul Sfânt, dar la un moment dat o biserică baptistă din zonă a început să vină împreună cu noi la stăruință. Și se uitau frații pendicostali cum de stăruie și baptiștii. Știți că Dumnezeu a botezat păstorul, soția păstorului, prezbiterul, soția prezbiterului, a început să boteze din copiilor. Frații în adunare are o mare proporție, acum îți botezați cu Duhul Sfânt, că dacă voi nu veți striga, zicea Domnul Hristos, pietrele vor striga. Dacă noi nu mai vrem, are Dumnezeu! La cine să dea? Eu îmi doresc, Doamne, mai trezește inimile noastre și Dumnezeu își întărește cuvântul prin astfel de lucrări. Ne spune Biblia semne puteri și felurite minuni. Minunile sunt cu adevărat lucrări supranaturale care le face mâna lui Dumnezeu în momente de criză. Cu ani mai mulți în urmă, fratele Arcade Lăzarianu cu fratele Ionică Lăzarianu, tată și fiu, doi proroci mari, folosiți de Dumnezeu, erau împreună la o rugăciune pentru o femeie bolnavă, întinsă pe pat, nu se putea mișca. Frații au intrat în rugăciune și un frate acum mă mărturisea că era mare și atunci era copil în vremea aceea, zicea el, eram de față la această lucrare. În timp ce frații s-au rugat, eu am auzit ca un vuiet în cameră. Am deschis ochii, că eram curios ca și copil. Când am deschis ochii, zicea el, fratele Ionică Lăzărianu cu fratele Arcade pluteau în aer și bolnava plutea pe orizontală sub mâinile lor. Și în timp ce ei se rugau peste ea, Dumnezeu făcea lucrarea aceasta. Când au zis Amin și bolnava a lovit patul, a sărit drept în picioare vindecată pe loc. Asta a fost o lucrare care a făcut-o Dumnezeu. Vă spuneam că m-am întâlnit alaltă ieri cu fratele uh, Ghiță Stoian, un proroc al Lui Dumnezeu care umbla cu fratele ăștia împreună. Ceram într-o biserică și fratele Arcade s-a dus înspre o femeie, era o femeie bolnavă în adunare, și din față fiind, deodată Duhul Sfânt îl mișcă, l-a ridicat în aer și plutind peste biserică s-a dus până la ea, a pus mâna pe capul ei, a prorocit și pe moment Dumnezeu a vindecat-o. Asta a fost martor ocular, dragii mei oameni care au fost acolo de față. Ei, astăzi lucrări că pentru noi nu se pare ceva imposibil de crezut. Dar asta le face duhul sfânt. Știți de ce? Nu ca să facem noi, wow, pe neapte și pe Instagram. Le face Dumnezeu ca să dovedească că este cuvântul Său. Și când ne cheamă, frații, hai să ne pocăim, hai să luăm o zi de post, hai să ne apropiem de Domnul. Scopul acestor lucrări este ca să dovedească că n-au vorbit de capul lor. Ce asta ne cere Sfânta Scriptură. Bine ar fi să ascultăm Doamneșul la aceasta tot fratele Ionică era împreună cu fratele Gheorghe de Aconescu, un păstor din Windsor de la noi, de la Canada. Și împreună cu el fiind, au fost la un cumnat de al său care era bolnav. Avea o înflătură foarte mare care ieșise în afara corpului, undeva la abdomen. Și zice, fratele, vreau să vă rugați pentru mine să mă vindece, domnul. Fratele Ionică îi spune, auzi, tu crezi că domnul te vindecă? Cred. Cea fratele Gheorghe eram de față. Când l-o prins cu amândouă mâinile de cap deodată și a început să-l zgâlție de cap, să roage pentru el, m-am temut că și scoate capul de pe corp. Așa-l așa, așa zgâlția. Dar fratele nu făcea așa, el se ruga sub puterea Duhului Sfânt. În momentul când fratele o zis amin, o zis în momentul acela, aceea umflătură a dispărut pe loc. Ce nu pot să-mi explic că la clipia la ochiului a dispărut complet. Așa ceva n-am explicație. Dar Dumnezeu a lucrat, mărețe fie în numele câteva zile mai târziu venit fratele Ionică la o biserică unde erau frații ăștia și o soră bătrână a zis că vrea și o rugăciune pentru vindecare. Fratele care a fost vindecat era în bancă, a zis, m-am băgat sub bancă că mi-a luat râsul. A zis, dacă și pe babă o prinde ca și pe mine de cap, mă tem ca să chiar cu o moară. Așa a o prins-o. O luat, o a început să roage pentru ea, minunea ei! Că atunci când o terminat, Dumnezeu a vindecat o vindecat Asta înseamnă lucrarea Duhului Sfânt. Dragii mei, pentru noi poate ceva așa, interesant. Ei păreau neconvenționali nu după tiparul nostru modern, erau mai demodați, dar ciudat mai că Dumnezeu prin ei lucra. Și noi proclamăm azi până nu mai putem. Și uite că după proclamările noastre, nu se vindecă nimeni, nu se întâmplă nimica. Nu ne punem întrebare dacă ceva nu e în regulă cu noi, că acolo unde Dumnezeu își autentifică cuvântul curat, aia înseamnă că El vrea ca noi să ne pocăim. Doamne ajută! Amin. Și știți că Dumnezeu și azi încă lucrează? Nu că oamenii, că oamenii sunt numai niște pioneze în mâna Lui Dumnezeu, niște pioni care Dumnezeu îi folosește. Dumnezeu e Cel ce face lucrarea. Și vreau să vă spun că noi, am experimentat la chicine lucrări care Dumnezeu le-a făcut nu acum 20 de ani, acum 10 ani, acum 5 ani, care le-a făcut în săptămânile trecute. Eram împreună cu frații slujitori chemați la o soră care este mamă tânără acasă. A avut o criză de fiere. O lună de zile a fost în criză. S-a dus la urgență timp de două săptămâni din luna aceea, ultimele două săptămâni, în fiecare zi două, trei ori de crize, nu putea să mănânce, nu putea să bea, vomita în continuu și dureri groaznice. medicamentele nu o ajutau, nu putea să facă nimic. Și ea ne-a chemat în seara aceea să ne rugăm pentru ea. O zis, m-am dus la spital, o spus că nu au ce să-mi facă, singura soluție va fi operație să-mi scoată fierii, așa ea, când va fi programată, nu mai pot, de două săptămâni în fiecare zi, era nou născută de vreo patru săptămâni, în fiecare zi, dureri în continuu, nu pot să două, trei ore sunt crizele, mă țin. nu pot să mai mănânc, nu mai pot să mai fac nimic. vă rog să vă rugați pentru mine. Împreună ne-am rugat cu frații slujitori, i-am făcut ungerea cu un de lemn și a fost o rugăciune simplă ca pentru un om bolnav. Doamne, vindecă, fostul lucrare, atinge și am plecat acasă. Minunea au fost că, zicea sora, din ziua aceea, asta a fost acum vreo trei săptămâni, n-a mai avut nici o criză, deloc, deloc. Și în fiecare seară, două, trei ore criză, din momentul acelui zic că am mâncat, am băut, absolut nimic, n au nicio criză. asta e că Dumnezeu încă mai face lucrări de slavă. Eu zic, mărit să fie numele. Și cum vă spuneam, faceți abstracții de numele care le spun, că oamenii sunt numai oameni. Cel ce că este Dumnezeu. Asta face Dumnezeu ca să ne dovedească că pocăința asta ciudată chiar lucrează. Chiar dacă nouă ni se pare ciudată și demodată, ea are un scop să ne ducă în părtășie cu Domnul. Doamne ajută la aceasta. Și spunea apostolul că Dumnezeu și-a întărit cuvântul prin semne, prin puteri, prin felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Și dacă biserica din ziua de azi are nevoie ceva, mai mult decât mult show care vor uni să-l facă, are nevoie de darurile Duhului Sfânt. Că Dumnezeu, dragii mei, a lăsat Duhul Sfânt, a lăsat din daruri pentru desăvârșirea și zidirea bisericii în vederea pregătirii până va veni El. Și asta făgăduință îi pentru noi toți până în ziua de astăzi. Că spunea Apostolul Petru, făgăduința asta, Duhului Sfânt, E pentru voi, e de atunci, pentru copiii voștri, următoarea generație, și pentru toți care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu nostru. Asta înseamnă făgăduința botezului cu Duhul Sfânt. Și Dumnezeu încă mai are Duh Sfânt să ne dea. Dumnezeu încă mai vrea să ne boteze cu Duhul Sfânt. Dumnezeu încă mai dă daruri din partea Duhului Sfânt. Și ce mare har când darurile se manifestă în biserică. O soră se căsătorise cu un frate, amândoi veneau din familie de pocăință, iar devenea într-o familie care a avut o altă creștere, venind la pocăință mai târziu, trecând pe la un cult, apoi o la alt cult și ea s-a căsătorit împreună cu băiatul acesta. El venea într-o familie de slujitori, un om tare cu minte. Ia de acasă, așa era tiparul vorbelor în familie, nesimțiturile, nerușinaturile, porcule, așa vorbeau ei în familie, într-un mod mai neadecvat, desigur neadecvat. Când ea căsătorit, Așa a și ea cu soțul ei. Așa o gândit că e normal. El a îngăduit o îngăduit-o foarte mult, că era un om mai blând și mai rădător. Îngăduit o îngăduit-o foarte mult. Într-o zi se întâlnesc cu fratele Titi Beraru mergând într-o călătorie. Un proroc care Dumnezeu îl folosea cu un dar de descoperire deosebit. Când ajung la această întâlnire cu fratele Titi Beraru, dă mâna cu prima familie, pace, 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 și o prinde pe sora de mână. Și când o prinde de mână, primele cuvinte care le spune Titi Beraru, sora asta este așa. I spunea personal, porcule, nesimțitule, nerușinatule, astea sunt cuvintele de laudă la adresa bărbatului tău? Zicea Andrei, dacă găseam o gaură să mă bag sub pământ, mă băgam, dar nu era nicio gaură. Ce așa m-a luat o rușine așa au descoperit Duhul Sfânt. Că unul spune, o, dacă am greșit să-mi spună Domnul ce am greșit. Vai de noi, dragii mei, că ne cerem o sândă cu mâna noastră. Într-o biserică, un vas al lui Dumnezeu era implicat în slujire. Și în timp ce predica, s-o oprește, coboară în sală, pune mâna pe capul unui tânăr. Ascultă tânărule, care aseară te uita la pornografie. Au început să fugă tinerii din biserică. O golit biserică, o luat la fugă. Pentru că dacă s-ar coborâ Duhul Sfânt, să dea pe față realitățile din viața noastră, nu știu cât să mai rămâne. Ne vorbește în har, în milă, în lăbdale. Noi să ne pocăim, dragii mei, că nu-i de joacă cu Dumnezeu. Astea sunt darurile Duhului Sfânt. Fratele Liviu Șeniuc, poate nu știu dacă a fost pe dumneavoastră, un proroc al lui Dumnezeu, un om a Domnului, era împreună cu fratele Cornel Bărsan, cu Bitică Franciuc, într-o călătorie de rugăciune săruință la Biserica Betel de la Arad. Când erau acolo la stăruință, soția fratelui Liviu sună la fratele Cornel Bărsan, Te rog să faci ce poți, să vii acasă de curând. Băiatul nostru, Andrei, a avut un accident, a lovit o mașină și nu este bine. Te rog, nu-i spune la Liviu ca să nu-l sperii, dar haide, te rog frumos, acasă. Fratele Cornel spunea fratele Eugen Nicurescu, dacă se poate, hai să oprim rugăciunea, că trebuie să plecăm. A oprit rugăciunea, fără să spună detalii, frații să plece acasă, drumul lung până la Moldova, îi lăsăm să plece în liniște. Și au plecat. Pe drum, fratele Cornel să spune așa, auzi, un băiat de-al unui prieten de-al nostru are o criză, haideți să ne rugăm pentru el împreună. Și intră în rugăciune, fratele Liviu era în mașină, tata copilului, ne în ce se întâmplă. Se roagă împreună și fratele Liviu are o vedenie. Băiatul ăsta e foarte aproape de inimile noastre, zicea el, era băiatul lui. Zice, este ca un milușel în mâinile Domnului. Domnul nu va îngădui nici roba, va fi bine cu acest copil mai merg un pic de drum și de Cornel, hai să mai facem încă o rugăciune, să îl punem în brațul Domnului. Și în timp ce se roagă împreună, Liviu spune, opriți-vă din rugăciune. Băi, de ce nu mi-a spus? Ăsta e Andrei, băiatul meu. Eu arătat Dumnezeu în vedenie pentru cine se ruga. Dragii mei, Astea sunt darurile Duhului Sfânt. Și eu ce-mi doresc din toată inima, ca în biserica Filadelfia și în Biserice de unde veniți, astfel de manifestări minunate să mai lase Dumnezeu. Și prin voi, ca tineri, să ridice Dumnezeu cu adevărat acea armată despre care noi cântăm și să vă facă Dumnezeu luptători pentru împărăția Sa plin de Duhul Sfânt și de daruri. Doamne, așteaptă la aceasta. Amin? Nu chiar vreți toți, dar la aia care vreți să vă dea Dumnezeu. Și la aia care nu vreți să vă pune Dumnezeu foc în inimă să vreți și voi. Și Doamne la toți lucrare din partea Duhului Sfânt. Într-o biserică veniseră o grupă de tineri împreună la părtășie, mai mulți ani în urmă. Și în timpul acelei părtășii au cântat frumos, în timpul rugăciunii o tânără care era venită împreună cu acești tineri a început să prorocească bisericii. În timp ce ea prorocea printr-o bătrână din adunare strigă Duhul Sfânt, Astăzi am să scot din tine Duhul necurat care vorbește prin gura ta. Tânăra prorocea numele Domnului. Era un Duh necurat în ea și falsa Duhul necurat. Se manifesta acoperindu-se în lucrarea aceasta care ea o spunea. Și bătrâna din partea Domnului primește descoperire prin darul de osibilii Duhurilor că aici vorbește un Duh necurat. Când a ieșit această expresie, pe loc aceea tânără a început să se manifeste, a început să facă urât demonul din ea. Fratele Vasile Hozan era prezent în adunare în momentul acela, ce m-am dus în față și am început să mă rog mustrând Duhul din ea. Și în timp ce eu mustram strigă tânăra aceasta, căpetenie a Duhurilor din Bucegi, veniți mi în ajutor! Era cu adevărat o luptă demonică acolo. În timp ce o strigat ea, un bărbat din spatele adunării a început să facă și el urât, era un demon și în el. Și a început să se manifeste în adunare. O intrat groaza în biserică. Și a fratele Ozan o intrat groaza și în mine. Acum, cum faci cu toți ăștia? Am început să mă rog, mustrând Duhul acela, și în final Dumnezeu a dat liberare. Ei, dragii mei, Asta înseamnă lucrarea Duhului Sfânt. Și o doresc pentru voi, pentru noi toți, să ne mai dea Dumnezeu experiențe noi, minunate, pline de putere al lucrării Duhului Sfânt. Hai să vă spun una mai recentă. Să vedeți că e reală lucrarea. Știți că vorbirea în alte limbi, mult contestată, e reală și este de la Dumnezeu, că unii spun că e numai făcătură, că e numai așa invenție, că e numai bolboroseală, dar știți că Duhul sunt botează și dă vorbire în alte limbi reală? Era câțiva ani în urmă la biserica Bujac de la rapăsării de fapt de Moise Ardelian, spunea aceasta la o conferință pastorală și acum câteva luni în urmă am întâlnit cu Dumnezeu fiind în țară și mi-a reconfirmat această întâmplare personal. Era în biserica lor stăruință. O fată baptistă o venit și ea să vadă dacă lucrarea este reală la pentecostali. În timp ce se ruga în față, o tânără a fost botezată cu Duhul Sfânt. Și în timp ce se ruga în alte limbi, se întoarce așa un pic într-o parte, cam înspre sanctuar. Continuă rugăciunea mai departe, se termină seara. Și a doua zi spune fratele Moise, ce trist și rău îmi pare că n-a fost nimeni aseară aici care vorbea limba italiană. Fata aceasta, când a primit botezul în alte în Dul sfânt, vorbea în alte limbi parcă în limba italiană. Și acum noi nu vorbim limba italiană, dar și noi seama cam cum sună limba italiană. Și așa ni se părea. La care fata baptistă venită așa cum, zicea ea, fraților, eu vorbesc bine limba italiană. Aseară când Dumnezeu a botezat pe tânăra aceasta, ea s-a întors cu fața către mine și mi-a spus așa în limba italiană, este bine că ai venit în locul acesta. Eu te-am adus aici ca să vezi că asta este cu adevărat lucrarea mea. Ei, dragii mei, ăsta este Duhul Sfânt care lucrează. Vreți una mai recentă, probabil, așa este. Săptămâna trecută eram la stăruință la noi, un băiat dintr-o familie din biserica noastră se ruga împreună cu ceilalți, era deja botezat cu Duhul Sfânt. Fratele său, un pic mai în față, pe alt rând, stăruia și el după Duhul Sfânt și el se ruga împreună cu ceilalți. Împreună cu noi era venit fratele păstor Viorel uh, Pavel din Dumbrăven, de la frate Virgil Neagu, era venit împreună cu noi. Fratele Viorel a stat în Spania timp de 20 de ani, vorbește la perfecțiune în limba spaniolă, a făcut studii în limba spaniolă. Și în timp ce noi ne rugam în stăruințe, Vine fratele Viorel și mă oprește, auzi, băiatul ăla de acolo care se roagă, băiatul ăla vorbește limba spaniolă, știi limba spaniolă? Nu, frate, nu știu, e român și canadian, mai mult nu e altceva. Nu știe. Da? Îl ia pe Dani Bârsan, păstor din la noi, zic, auzi, Dani, întreabă dacă vă știe limba spaniolă. Merge, Dani întreabă, auzi, vorbește spaniolă? Nu, nu, nu roagă-te mai departe. Se roagă mai departe băiatul. Frate Viorel spune, mă, în timp ce se roagă, are momente când vorbește în limba spaniolă, după aia schimbă în altă limbă, dar sunt câteva frânturi care sunt în limba spaniolă. Și zicea el, ce interesant, când l-am întrebat și eu câteva cuvinte în română, vorbește așa ca și voi canadienii, un pic cu accent în limba română, că e mai, mai pocit, e limba a doua pentru el, că vorbim în contextul canadian, tot în vorbește. Dar zice, în limba spaniolă, are o pronunție academică, parcă e un profesor de la facultate, așa vorbește limba spaniolă. Și zicea el, cele trei frânturi, patru frânturi, care le vorbea în câteva rânduri. Era în primul rând așa, Doamne, fratele meu este și el aici și el are nevoie de darul care mi l-a dat mie. dă -i și lui din partea ta. Fratele lui se ruga mai în față de el și se ruga după Duhul Sfânt. Dar el nu știa ce se roagă. Continuă în rugăciunea spaniolă. Doamne, în familia noastră este o mare greutate. Ai milă și dă izbăvire familiei noastre. Noi știam că în familia lor Sora cea mai micuță, de vreo 8-9 luni, luni de zile, este acasă, nu a venit la biserică. A avut o problemă de naștere, este cu tub în stomac și nu poate veni la adunare. Dar ce nu știam noi în seara aceea, că după ce au venit copiii la stăruință în preț de o oră, Părinții au plecat la spital de urgență din cauza mamei că avea o problemă medicală. Doctorii spuneau că ce au văzut la sora asta n-au văzut niciodată în experiența lor medicală. Și copiii nu știau. În timp ce el era la biserică, Duhul Sfânt mijlocea prin gura lui pentru mama care era la spital. În familia noastră este o mare problemă, intervine și de izbăvire. Se ruga în limba spaniolă și nu știa. Apoi continua a treia oară. Zicea, Doamne, apropie -mă mai mult de tine, un băiat tare cu minte, apropie -mă mai mult de tine. Și asta o insista repetat, apropie -mă de tine și chiar din viața asta n-ai să-mi dai multe bogății, fă -mă să am experiențe împreună cu tine. Asta se ruga el prin Duhul Sfânt, mijlocea Duhul Sfânt prin el, și, dragii mei, asta a fost cu mai puțin de două săptămâni în urmă, recent. Știți că Duhul Sfânt încă lucrează? Eu zic mărit să fie numele Domnului. Dacă aș putea să vă fac geloși în această seară, să intrați în rugăciune, să stăruiți până începe să lucreze Duhul Sfânt, până începe să tremure inima, să simțiți prezența Duhului Sfânt, să-și mai facă Dumnezeu prezența simțită orice mult mi-aș dori pentru voi, pentru noi, în această seară. Are Dumnezeu încă în hambarele sale mult bine cuvântări pentru noi. Eu mă întreb, mai sunt oare oameni care vor să dedice lui Dumnezeu? Ne uităm la generația bătrână, ciudați cum au fost ei și cum mi se par nouă, că au postit prea mult, că au se îmbrăcau în sac când posteau, că n-au mers la mare, că n-aveau voie duminică sau ce altă zi să facă alte lucruri. Și nouă ni s-a părut ciudate, că nici măcar în Biblie nu scrie. Și adevărat că în anumite lucruri poate a fost un exces de zel la ei, dar oamenii ăștia au trăit experiențe cu Dumnezeu încât frica a intrat în ei nu cumva supere pe Domnul. Că noi ne permitem să vorbim, să glumim cum vrem noi, dar știți că Dumnezeu ține cont de fiecare cuvânt care noi îl spunem. Ani mulți în urmă, fratele... Vasile Opriș, era fratele lui Victor Opriș din satul Mare. Omul acesta, la vârstă de șapte ani, a primit botezul cu Duhul Sfânt și dar de prorocie. Când au venit să testeze frații dacă cu adevărat e lucrarea Domnului, îi vorbește prin copilul acesta unui proroc care era de față. Bărbatule care a venit să testezi lucrarea mea, când vei ajunge acasă, în staulul tău, va fi o pagubă. O plecat fratele acasă și când ajunge acasă, calul era mort în staul. Exact cum vorbim printr-un copil de șapte ani, Duhul Sfânt. La vârsta de 11 ani pleacă cu tatăl său împreună și ajunge într-o biserică și zicea tatăl său pe drum, auzi, știi că așa e rânduiala, trebuie să ne mărturisim la ușă, că așa era atunci. Nu intrai în adunare. Te oprea păstorul la ușă dacă ai ceva de mărturisit, după aia intrai în adunare. de -aia și lucra Domnul, că era un nivel de curăție tare mare. Noi ne permitem de toate și mai așteptăm ca Dumnezeu încă să și lucreze. Dar de s-ar coborâ Dumnezeu în prezența sa, ori ne-ar nimici, ori ne-ar mustra, dar hai să ne pocăim noi în această seară, dragii mei. Ei, zice când ajunge la ușă, băiatul s-a tot gândit, la 11 ani, 11 ani, s-a tot gândit el, măi, ce să n-am nimic ce mărturisi. Ajunge la ușă și fratele păstor îl întreabă, ai ceva de mărturisit? Și el spune, n-am nimica. Sigur n-ai nimica de mărturisit. N-am nimica. Dar sigur n-ai nimica să mărturisești. La care zicea fratele, acum mare, fiind mărturisit în experiența, până și tata lui s o supărat. Zice, mă, dar e un copil de 11 ani, ce să mărturisească un copil la 11 ani? La care fratele conducător, care și el era proroc, îi spune, îi adevărat că tu ai darurile Duhului Sfânt, îi adevărat că Duhul Sfânt lucrează prin tine, dar e tot atât de adevărat că și tu ai nevoie de mărturisire ca toți ceilalți. Adu-ți aminte acum câteva zile în urmă, când te jucai împreună copiii și ai spus la un copil porcule. Zicea el, pe loc mi-am adus aminte. Eram la o joacă afară, m supărat un copil și i-am zis porcule. Dragii mei, dacă pentru un copil de 11 ani l-a oprit Duhul Sfânt la ușă să nu intre în biserică, că a spus porcule, un alt copil când se juca, care noi spunem că e complet acceptabil, că e un copil, nici nu știe mai bine. da mai noi care suntem maturi, ne măgulim că știm, că avem experiențe, că Domnul e cu noi, avem Sfântul Cuvânt dat pentru noi și cu toate că le știm, ne tot permitem și una și alta. N-a venit oare vremea să ne pocăim din toată inima, dragii mei? Între generațiile noastre caută diavolul să facă o schismă, caută să facă o rupere, pentru că noi în zelul tinereții ne dorim să facem fel de fel de lucruri noi, că asta înseamnă relevanță, că asta înseamnă prezența Domnului, că asta înseamnă lucrarea lui Dumnezeu. Noi gândim că astea sunt cu adevărat manifestările lui Dumnezeu. Și totuși, dragii mei, cei care au avut adevărate experiență cu Domnul, ne tot cheamă, ne mai trag de mâine că unii ori și nou nu ne place, ne supără. De ce tot se iau de noi frații bătrâni? Dar oamenii ăștia au văzut ceva. Ca să păstrăm armonia și pacea între noi, nu uitați, dragii mei, vrea Dumnezeu în adunare să fim cu atenție unii față de ceilalți, înțelegând că avem nevoie unii de alții, că limitele care s-au pus în din cauză că oamenii au înțeles că e sfânt Dumnezeul nostru și fiind sfânt are Dumnezeu voința ca să trăim în sfințenie. De asemenea, ca să nu ne încurcăm, a dovedit în viața celor ce ne-au învățat că e Domnul la lucru prin semne, puteri, felurite minuni și darurile Duhului Sfânt. Ce ne mai rămâne nouă? Îi să ne pocăim și noi, să ne încadrăm și noi, și să lăsăm pe Domnul să continue să lucreze în viața noastră. Făcând astfel, ascultând de sfaturile Domnului, vom putea să câștigăm această bătălie pentru unitate și ancorați împreună în Domnul care lucrează, împreună și cu cei bătrâni care și au nevoie de aceeași experiență cu Domnul de stabilitate și noi ceilalți să rămânem pe făgașul binecuvântării până în ziua când se întoarce Domnul ca să ne ia acasă. Și până în ziua aceea, pentru voi toți ce-mi doresc, îi să împlinească Dumnezeu minunatul cuvânt din 2 Timotei 4 cu 18, Domnul mă va izbăvi din orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească, a lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.